În conștiința la volan face victime în județul Vâlcea. Un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, a produs un accident de circulație în satul Stupărei din localitatea Mihăiești. O tânără care se afla pe scaunul din dreapta a suferit rănușoare și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii din Vâlcea spun că tânărul de 19 ani din Mihăiești a condus un autoturism fără să aibă permis. Băiatul nu s-a asigurat la punerea în mișcare de pe loc pe sensul de mers Băbeni-Râmnicu-Vâlcea. A pătruns pe carosabil și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie de 34 de ani din Râmnicu-Vâlcea. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a pasagerei dreapta față din Volkswagen. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest și s-a stabilit că nu consumase alcool.